Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara și bun găsit la o ediție a emisiunii cu cărțile pe față. Una din marile probleme ale societății românești actuale o constituie situația cetățenilor săi, aflați temporar sub o formă de restrângere a drepturilor individuale ca o consecință a deciziilor unor instanțe judiciare, fiind repartizați în instituțiile specializate ale sistemului penitenciar din România. Despre o latură importantă a activității sistemului menționat, activitatea de reeducare, stăm astăzi de vorbă cu invitatele noastre, comisar șef Mihaela Pintea Traian, manager proiect și subinspector Ioana Ungur, psiholog la penitenciarul Baia Mare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! O să încep uitându-mă la doamna comisar șef și vă invit să faceți o scurtă introducere menționând ce fel de unitate privată de libertate este penitenciarul Baia Mare, situat în satul nou de sus, ce tipuri de condamnați aveți în custodie la momentul de față, raportat la sex, am înțeles că nici nu mai sunt femei acolo, da? Vârstă, tipul delictelor săvârșite și durata pedepsei. Mulțumim pentru invitație. E important să arătăm că suntem parte și noi din toată structura comunitară și contribuim la binele și la securitatea comunității. Penitenciarul Baia Mare, începând cu 2006, ultima restructurare a sistemului penitenciar din România, a devenit un penitenciar care are în custodie persoane private de libertate în regim deschis și semideschis. Aproximativ 300 de persoane private de libertate avem în medie în detenție, bărbați, adulți, adică având vârsta peste 21 de ani. Și până la cât? Cel mai vârstnic deținut care, ce vârstă are? Nu există o limită maximă de vârstă. Toți cei care sunt condamnați la executarea unei pedepse privative de libertate și sunt... Da, din cei care aveți în momentul de față, din cei 300, știți cumva? Cred că o limită de vârstă e între 70 și 80. Deci de la 21 de ani până la 80. Tendința e de scădere a incidenței infracțiunilor spre vârsta a treia. Cea mai mare parte este între 25 și 35 de ani. Ponderea populației cea mai mare între 25 și 35, după care tendința e de scădere. Să aflăm acum și pentru ce sunt închiși majoritatea. La noi, în penitenciarul Baia Mare, fiind în regim deschis și semideschis, preponderent avem infracțiunile considerate ușoare, împotriva proprietății, furturi, fără violență, dar ajung să fie și cei care trec prin etapele anterioare de detenție, chiar și de la maximă siguranță și de la regim închis, care au o perioadă scurtă de executat până la ieșirea din penitenciar prin liberarea condiționată. Pentru droguri nu sunt aici la penitenciar? Sunt și aici? Pentru adicții, diferite adicții. Dar majoritatea, ce am putea spune, cele mai multe furturi? Tendință de creștere în ceea ce privește încălcarea legislației pentru circulație. Pentru rutieră. Legea circulației, da. Rutieră? Da, da. Foarte interesant. Probabil că este și o cauză și a faptului că sunt foarte multe accidente rutiere în ultima vreme. Am înțeles, ca și o chestiune firească, în măsura în care nu sunt informații secrete sau cu regim special, ce personal aveți încadrat, din ce categorii profesionale și care sunt departamentele organigramei instituției? Să ne facem o idee generală ceea ce înseamnă instituția și din punct de vedere al angajaților. În ceea ce privește efectivul de cadre. Exact. Sunt cele structurate prin organigrama instituțională, adică din cred că suntem între penitenciarele care avem o pondere bună, astfel încât să asigurăm eficient serviciile unității de detenție în toate componentele, inclusiv reintegrare și asigurarea regimului și detenției. Suntem și în tendință de scădere
pentru a respecta drepturile persoanelor private de libertate în ceea ce privește spațiul la metru pătrat și metru cub de aer, și atunci scăzând populația din dorința, din obligația de a respecta limitele impuse de Uniunea Europeană, s-a așezat și ponderea între cadre și persoane private de libertate. Una din marile probleme ale societății și implicit ale sistemului penitenciar îl constituie activitatea de educare și reinserție socială. Aș vrea să ne explicați cum funcționează această activitate, ce reglementări legale există și dacă ea are niște obiective sau target-uri clar definite. Încă în sistemul penitenciar din România, rolul principal al reintegrării este al sistemului penitenciar, în colaborare cu alte instituții publice sau private din comunitate, dar efortul principal de reintegrare este al Serviciului de Reintegrare Socială din unitățile penitenciare, care au în componență psihologi specialiști, psihologi asistenți sociali și educatori, în cele două servicii pe care le deservim, și care au indicatori concreți pentru îndeplinirea rolului serviciului. Și ne poate da informații, doamna subinspector? Vă rog. În cadrul Serviciului de Intervenție Psihosocială. Pe partea psihologică avem diferite activități pe care le derulăm împreună cu deținuții. Activități de grup implică evaluarea psihologică a deținuților. Când o persoană este depusă în penitenciar, aceasta este evaluată din punct de vedere psihologic, educațional și al asistentului social. Ulterior, în funcție de nevoile pe care le identificăm sau dificultățile pe care le are persoana respectivă, ne gândim la intervenția necesară persoanei, consiliere psihologică, programe de grup, poate includerea în, la școală, activități educative. Da, ulterior, pe parcursul executării pedepsei, odată la 6 luni sau anual, se fac alte evaluări pentru a observa starea... Dacă s-a îmbunătățit sau nu, da, situația lor. Situația persoanei private de libertate. O ultimă evaluare are loc înainte de Comisia de Liberare Condiționată, în vederea stabilirii și evaluării întregului parcurs execuțional al persoanei. Aș vrea să ne spuneți, pentru că știm, munca cu oamenii este una dintre cele mai dificile, în general, indiferent de sfera de activitate. Ce metode și ce instrumente folosiți în acest proces de educare în vederea reinserției și ce resurse există alocate în acest sens? Voiam doar să adaug că activitatea Serviciului de Reintegrare Socială este standardizată la nivel de sistem penitenciar. Există proceduri asumate prin Administrația Națională a Penitenciarelor de toate unitățile penitenciare și programele care se implementează, instrumentele care se folosesc pentru reintegrarea socială a persoanelor private de libertate se regăsesc la nivelul tuturor unităților penitenciare, adaptate tipologiei și nevoilor identificate în fiecare unitate. În fiecare an se evaluează nevoile comunității, pentru că diferă penitenciarul de tip regim deschis și semideschis, de cel de maximă siguranță sau închis, sau de anumite regimuri, ar fi Baia Mare, penitenciarul Baia Mare, nevoile din penitenciarul Baia Mare cu nevoile din penitenciarul Rahova. Și în fiecare an colegii mei evaluează nevoile comunității din Baia Mare și în funcție de aceste nevoi se stabilesc intervențiile potrivite persoane private de libertate. S-a încercat, pe de-o parte, standardizarea și astfel impactul programelor și calitatea rezultatelor obținute, putându-se măsura acum modul în care se participă și finalizează. Participarea este
activă și așteptăm din partea deținuților participare activă. Evaluarea programelor și a intervenției se face și în funcție de modul în care fiecare persoană privată de libertate se deschide și participă, este conștient și responsabil de necesitatea schimbării comportamentului pentru reîntoarcerea în comunitate și urmărirea traseului execuțional până la liberare, până la comisia de liberare condiționată, este urmărită pe fiecare componentă, pe educație, pe reintegrare, pe asistență psihologică și pe asistență socială, astfel încât, la sfârșit, înainte de reîntoarcerea în comunitate, fiecărui deținut să-i se poată face un tablou al evoluției comportamentale din perioada detenției. Să ne explicați mai departe cum e această muncă cu cei privați de libertate. Da, este o muncă interesantă și provocatoare. În ceea ce privește derularea activităților de grup, programele despre care vorbea și colega mea, de exemplu, o persoană consumatoare de droguri sau închisă pentru violență este evaluată. Observăm că persoana este agresivă, violentă, impulsivă. Recomandarea noastră este de includere într-un program de grup axat special pe reducerea agresivității. Ca urmare a participării la programul respectiv, la toate ședințele, a implicării lui, așteptăm să vedem modificări la nivel comportamental. Cam în cât timp se văd aceste modificări? Din experiența dumneavoastră vă întreb. Depinde foarte mult și de persoana cu care lucrăm, de nivelul educațional, de istoricul infracțiunilor, poate este pentru prima dată în penitenciar. Luăm situația celor aflați pentru prima dată în penitenciar. Uh-huh. Da? Sunt privați de libertate, automat. E o schimbare în viața Evident, lor. Evident, da. Este aceeași paradigmă. Și mai sunt supuși la încă o schimbare pentru a se reintegra. Exact. Urmează perioada este cea de reeducare. Este aceeași paradigmă ca în orice altă schimbare comportamentală. Uh-huh. Nu doar la nivelul comportamentului infracțional. Adică se produce un șoc, da? Da. Prima care poate să ajute sau poate să încurce schimbarea și corectarea comportamentului. Este similar cu un comportament deviant sau neacceptat la nivel de școală, un copil în clasă. Ia un timp până să se acomodeze cu noul grup, dacă intră, de exemplu, într-o nouă clasă. Sau dacă vrei să corectezi un comportament considerat social negativ, la orice vârstă. Necesită timp și intervenție, plus dorința persoanei de a-și schimba comportamentul. Explicați-ne cum este cu cei care intră pentru prima dată în penitenciar de această idee în pornit. Majoritatea dintre ei au un șoc al depunerii, deoarece nimic din cadrul penitenciar seamănă cu ce au avut ei anterior. Unele persoane pot chiar să aibă o depresie la început, unele se acomodează mai ușor în funcție de psihicul fiecăruia. Cele mai multe probleme unde întâmpinați? În legătură cu comportamentul lor, cu acomodarea lor. Cred că la nivel de izolare și depresie, acolo apar cele mai multe probleme. Deci, în primul rând, e acel fenomen de izolare, da? Da, mulți dintre ei ajung să se izoleze, până învață cum să interacționeze cu celelalte persoane private de libertate, până se acomodează cu mediul carceral. Într-adevăr, este o perioadă de adaptare și acomodare de 21 de zile în care unei persoane noi îi sunt explicate regulile de ordine interioară, drepturile, faptul că au oportunitatea de a participa la diferite activități, încadrare în muncă. Și este o perioadă de acomodare în care noi observăm persoana cum se adaptează la mediul carceral.
În sistemul penitenciar nu ajung oameni care respectă legea și normele de conviețuire socială. Care sunt cauzele, motivele pentru care există o rată atât de mare de recidivă, și aici vorbesc la nivel național, și care este procentul în cauză în cadrul penitenciarului Baia Mare? Cred că este mult prea complexă tematica să o putem explica pornind chiar și de la un exemplu concret. Da, aveți o experiență cel puțin dumneavoastră la nivel de sistem destul de vastă. Da, este un ansamblu de cauze care se influențează reciproc pornind de la contextul social în care ne aflăm, dezvoltarea lor psihologică și morală, suportul, prezența sau absența suportului familiei, rezistența scăzută la frustrare a unei anumite generații, pentru că este o trăsătură comună, socială, la nivel de generații. Cei mai tineri cu cei mai în vârstă, în funcție de influențele sociale sub care s-au dezvoltat și au crescut. Este o cauză mult prea general, adică cu mult prea multe influențe să putem să... Mi-ar place să cunosc răspunsul la întrebare. Se vorbește foarte mult despre faptul că după ce a stat o persoană, luăm o persoană care a stat mulți ani în penitenciar, ajunge afară, da, din nou în societate și nu se mai poate reintegra. Și iarăși săvârșește o infracțiune ca să ajungă din nou. Unde ar fi nevoia noastră, unde am identificat nevoia noastră ca și sistem, pentru că suntem structurați, asta povesteam și anterior, că avem deja proceduri concrete și clare de lucruri la nivelul întregului sistem. Care trebuie respectate. Și facem efort să intervenim și să corectăm comportamentul infracțional al persoanei private de libertate și să creștem șansele lui de reintegrare. La momentul în care ies din penitenciar, ceea ce am observat în ultimii ani, există servicii cărora foștii deținuți se pot adresa, doar că ele nu sunt centralizate, nu există într-o procedură concretă urmărită de instituția statului care să îi asiste în accesarea serviciilor. Pentru că, gândiți-vă, sunt persoane, unii au stat 3 ani, 2 ani, 5 ani, dar unii au stat 10 ani, 15 ani în penitenciar. S-au rupt complet de realitatea de afară. De alte persoane, de modul de relaționare cu alte persoane, cu funcționarii statului, cu comercianții, cu oricine ar fi ei. Spuneți că ar avea nevoie de îndrumare, da? Absolut. Dintre studiile sociologice realizate în ultimii ani de universitățile din România, una dintre principalele comportamente după ieșirea din penitenciar este tot izolarea, la fel ca și la intrarea în penitenciar. Pleacă cu gândul de câte o să facă și este în sfârșit liber, dar dezvoltă o formă de claustrofobie, de fobie socială, da, în care nu ies din casă. Aveam, acum nu mai este cazul cu lumina de veghe peste noapte, dar pe vremuri, acum câțiva 10 ani în urmă, era lumină de veghe pentru camerele de detenție și una dintre cele mai mari provocări la ieșirea din penitenciar era să doarmă cu lumina stinsă. Nici nu putem să realizăm noi, care n-am trecut prin experiența în detenție, cât poate lucruri mici să încurce întoarcerea lor în comunitate. Noi ne așteptăm ca ei să devină brusc cetățeni mai buni. Da? Da? Dar i-am rupt complet de realitatea curentă. Le-am luat orice șansă de a se adapta și nu le oferim suportul instituțional după ce ies adică din penitenciar. Dar cine ar trebui aici să ofere? Statul prin ce mijloace? Este o altă instituție? Sau? Este iarăși un mixt de actori sociali care ar putea fi responsabilizați pentru sprijinirea lor când ies din penitenciar.
instituții ale statului și organizații non-guvernamentale care ar putea să colaboreze și să furnizeze asistența după ieșirea din penitenciar. Este și pentru noi o provocare, faptul că și o frustrare profesională, faptul că încercăm să schimbăm comportamentul persoanei private de libertate câtă vreme sunt în responsabilitatea noastră, este în responsabilitatea noastră, dar parte din rezultatele muncii noastre se duce de râpă din moment ce ajunge să se estompeze după ce iese din penitenciar. Toate aceste aspecte s-au transmis către București, de unde se iau deciziile, prin reprezentanții penitenciarului? S-au făcut foarte mulți pași și în ceea ce privește perioada de detenție și în ceea ce privește asistența după ieșirea din penitenciar. Sigur, lucrurile nu se pot întâmpla și, adică, nimeni nu așteaptă în niciun domeniu social, nu numai în zona de asistență psihologică, psihosocială a fostelor persoane private de libertate, la rezultate spectaculoase peste noapte. Este nevoie de timp să intervenim profesionist și structurat. Da, înainte de pauză de publicitate mai vă adresez o întrebare. În sistemul penitenciar sunt trei obiective majore: menținerea deținuților cât mai mult timp ocupați, îmbunătățirea calității vieții în detenție și obținerea unor rezultate în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților, despre care am vorbit puțin. Prin ce mijloace se pot realiza aceste deziderate și cât este de complex procesul și, bineînțeles, de ce depinde obținerea de rezultate certe? Încercăm să aducem cât mai aproape realitatea detenției cu realitatea socială, adică implicarea și responsabilizarea persoanelor private de libertate în activitățile curente ale unității și cât se poate de apropiate de viața din afara gratilor, cu componenta de ocupare profesională, adică participarea la activități lucrative, să aibă un loc de muncă pe perioada detenției și aceste programe care pot să-i sprijine în conștientizarea a ceea ce vrea să facă și care ar fi câștigul lecției învățate a detenției. Cât se reușesc să învețe aceste lecții? Depinde foarte mult de fiecare persoană în parte. Sunt persoane care sunt foarte interesate și își doresc o schimbare. Conștienți de faptele lor, da, de ceea ce au făcut. Conștientizează ceea ce au făcut. Și sunt persoane care pentru ei acesta este un obicei, un stil de viață. Și așa vor continua întotdeauna. Publicitate și revenim la subiectul nostru imediat.